Avem apenas două meci de campionat, campionat lung. Campionatul ăsta nu sunt play-off. Cum mi s-a părut arbitrajul? Arbitrajul bun. Tudor. Un ottimo arbitru. Arbitrajul nu a fost bun. Si è perduto molto tempo in seconda ripresa, erano mereo giusto, avevano crampe, buttavano minge su, si rimanevano giusto per terra. Seconda ripresa credo che abbiamo giocato massimo 5 minuti, 20 minuti effettivamente. Asta è football. Se non si face gol non si castiga il match. Un match liniștit până minutul 90 până la finalul jocului, după aceea ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, dovete vorbi că fotbalistii de altă echipă. Volevano merge sotto supporto le nostre in curva, non si può. Ce le hanno detto? Ce la galleria loro è in Oblomenco, quando giocano a casa in Oblomenco hanno supporto loro, e ci sono supporto le nostre di equipa adeverata di Craiova. Cioè, parere mio, equipa adeverata di Craiova è la nostra, non abbiamo giocato da 10 anni. Echipa noastră, asta e o echipă care s-a format asta anul, pentru noi nu e echipa din Craiova. Dar așa este, a că nu stia noi echipa, acum avem două echipe în Craiova. Asta e fotbal. Nu avem încă 11 de bază, este a patra formulă sau a cincea diferită. Ci sunt probleme cu chestiune de juniori. Questione di juniori che è obbligatorio di mergere in terreno di gioco 2 e avevamo un po' di problemi. Dato ce ne fosse in terreno di gioco, io credo che ha dato tutto per castigare questa match. Da, è normale, volevamo castigare match tutti, noi equipa, noi società, con noi con i nostri supporter. Dato, non abbiamo riuscito. Abbiamo avuto occasioni, come ho detto prima, a un metro del porta abbiamo greșit. Gata. Preferat în cupă? Preferat în cupă? Știau. O remiză. Nu mi spune echitabil. Nu consider rezultatul echitabil. Consider că echipa oaspete a venit pentru a scoate un punct. A jucat la egal și până la urmă și-au atins scopul. De asta nu consider că a fost un joc echilibrat și un rezultat echitabil. E greu să joci cu o echipă care, cel puțin la a doua repriză de cum a început, au încercat să tragă de timp și s-au baricadat pe două linii, n-au contat în atac. Îmi pare rău că n-am reușit să câștigăm, dacă deschideam scorul la ocazia din prima repriză, cred că alta era desfășurarea partidei, și ca dinamica jocului și ca rezultat. A fost foarte susținut aici, Severin. Mulțumim publicului, suntem dezamăgiți că n-am reușit să-i bucurăm și să le aducem satisfacție prin victoria noastră, dar sperăm ca la următoarele meciuri de acasă de la Severin să ne dăm revanșa față de ei. Ce s-a întâmplat la finalul meciului? V-a deranjat gestul adversarilor? Da, consider că este un gest lipsit de bun simț din partea lui Lincar. Nu e posibil să trimeți ironic, să trimeți echipa să incite la scandal și la violență. Era normal, gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Dinamo când juca la Craiova sau noi când jucam în Ghencea sau la Rapid, ce am să aplaudăm ironic publicul advers. Deci nu mi se pare corect, nu mi se pare fair play și m-a dezamăgit atitudinea lui. Ei nu au avut niciun suporter în tribună. Și nici nu o să aibă. Consider că este o echipă care nu are suporteri. Cum v-ați simțit la Severin? Minunat. Minunat, publicul a fost fantastic. Mi-am simțit ca acasă. La final, Galeria Universității a chemat echipa să salute și domnul Linguriță sau Lincar, cum îl cheamă acel ungur, a venit să salute și el galeria. Nu cred că este frumos să salut o galerie adversă, nu? Din câte știu eu. Și de acolo au pornit niște incidente. Nu a fost nimic grav. Cum v-ați simțit? Ca acasă. Craiova, unde merge în țară în Liga a doua și în prima ligă, simte ca acasă. Are foarte mult suporte, după cum știți. Și asta a fost să fie. Știai că stadionul se va numi Ionul Rengo? Da, știam. La meciul acesta, mai ales cu această echipă, cu clona asta, echipa federației, știam.
Da, să sperăm că în viitor apropiat le vor schimba numele și culorile. Ți-ai trimis cuvinte grele, Silvian Cristos? Au fost niște jigniri, da. Nu cred că vreau să spun acum cuvintele care s-au repetat acolo. De la ce a pornit? De la ce a pornit? E un trădător. Iuda. N-are cum să zic el că e Craiova, niciodată.